După amicalul cu FCM Târgu Mureș, ce jocuri de pregătire ați mai disputat? Am jucat două meciuri cu echipe de Liga 4, returul cu cei de la Ungheni, am jucat și acasă, deci două meciuri, o dublă cu cei de la Unirea Ungheni. Am dispus 3-0 acasă și 9-1 la ei în deplasare și astăzi am avut un meci cu echipă din județul Brașov, Codră, echipă tot de Liga 4 cu pretenții de promovare, pe care iarăși am reușit să câștigăm cu 7-0. Sunt scoruri mari, dar să știți că aceste scoruri vin în urma unor evoluții bune și în special în modul de a aborda serios o partidă. Vă spuneam și în alte emisiuni că doresc să instalez în cadrul lotului o atitudine și o mentalitate sănătoasă și indiferent că jucăm cu echipă de Liga 2 sau de Liga 4, atitudinea jucătorilor și implicarea să fie aceeași. Plus că la ora actuală mă bucură faptul că avem concurență pe posturi, sunt posturi în care am dubluri și atunci sigur și băieții realizează acest lucru, iar ca să prind să joce primul 11 trebuie într-adevăr să areți aceste aspecte. Vreau să, ca și concepție, ca și idee de joc, vreau să, pe partea ofensivă, să-i fac pe băieți să joace un joc rapid, orientat spre poartă, din una, două atingeri, ca să aducem foarte multe mingi în fața porții și acolo sigur să putem să fructificăm ocazia care am avut. Am dat multe goluri în aceste amicale cu echipe sigur de Liga a 4-a, dar mă bucur în special eficacitatea în fața porții, mă bucură că avem niște trasee și automatisme foarte bine puse la punct, iar în aceste meciuri cu parteneri mai slab poți să ți le pui la punct. Urmează în săptămâna care vine să jucăm cu FCJ, cu echipă de Liga 3, să mai jucăm cu echipă din Toplița de Liga 4 și să sperăm că returul cu Gloria Bistea și cu FCM Târgu Mureș, urmând ca pe data de 30 să înceapă campionatul Liga 3. În această perioadă de pregătire, ce jucător v-au impresionat cel mai mult? Pot să spun că mă uit în special la atitudinea jucătorilor, la felul în care se pregătesc și felul în care abordează jocurile. Nu vreau să nominalizez pe nimeni, sunt mulțumit de absolut toți băieții pentru că sunt receptivi la ceea ce le transmit și în special, mă repet, la ceea ce înseamnă atitudine și modul de abordare a acestor meciuri, indiferent că jucăm cu echipe de eșalon superior sau inferior, vreau să-i fac să înțeleagă că un meci de fotbal se abordează cu implicare 100%. Există posturi care ar trebui întărite puțin? Da, sigur, nu pot să mă feresc să nu spun că mi-aș dori să găsesc acel vârf de care aveam nevoie, cum era Pușcaș anul trecut, dar atenție mare, aici trebuie să folosesc jucători sub 21 de ani. Eu am deja în cadrul lotului doi jucători, pe Conioro de la Târgu Mureș și pe Filip Chirilă, jucători de 1994, care sigur pe alocuri mă mulțumesc, e mai de lucrat cu ei. Până la urmă, cred că acestea vor fi soluțiile în atac, cei doi jucători. Jucători cu calități bune, să sperăm că adaptarea lor se va face cât de cât rapid și vor înțelege ceea ce le transmit eu. Deci, vă spuneam acolo, dacă aș reuși să-i fac pe cei doi jucători să se aduc la parametrii buni, să-i fac să înțeleagă, să se integreze repede în ceea ce cerem noi de la ei, atunci voi avea soluții. Să sperăm că vor fi soluțiile viabile. În toate aceste amicaluri aveți un golgetter? Să știți că în mare gole s-au împărțit, au dat goluri și fundași, au dat goluri și mijlocași și nu pot să spun că am un golgetter, unul care s-a detașat în mod special, marcând, eu știu, 4-5 goluri. Nici nu vreau să nominalizez, în special mă interesează jocul echipei și vă spuneam mentalitatea și atitudinea. În ceea ce privește startul campionatului, ce s-a decis? Ce a decis federația? Inițial era preconizate că vreau să facă 4 serii a câte 18 echipe și iarăși s-a creat acea divergență, unele cluburi nu au fost de acord, inclusiv noi, pentru că asta presupunea la 18 echipe să ai câteva deplasări destul de lungi și costisitoare, vechea meteacnă, și atunci sigur costurile financiare creșteau și s-a ajuns până la urmă prin vot, s-a ajuns la 6 serii a câte 12 echipe, jucându-se play-off și play-out, ca să se facă numărul de meciuri. Este o soluție din punctul meu de vedere viabilă, o soluție corectă. Tot în seria 6? Tot în seria 6. Se face pe zona geografică și atunci sigur și deplasările vor fi zone geografice și deplasările vor fi mai scurte. Jucăm Sălaj, județul Sălaj, Baia Mare, Bistrița, Cluj și așa mai departe. La ce vă așteptați în noul sezon? Să știți că mă aștept la o evoluție bună a băieților mei, o clasare bună în primele 5 sau sigur dacă se poate chiar să conducem seria. Nu știu exact ce echipe vor fi sau dacă le știu, nu știu la ora actuală de ce loturi dispun, dar eu vă spuneam, la ora actuală sunt extrem de mulțumit de lotul de jucători, dar sigur în fotbal nu ți ajunge să ai doar un lot de jucători depus la punct, trebuie să faci ca și el să funcționeze ca un mecanism foarte bine uns. Eu sper că până la urmă să
ajungem acolo încât automatismele de joc să fie foarte bine puse la punct, iar băieții să se integreze, cei noi veniți să se integreze foarte bine în angrenajul echipei și să avem o evoluție bună, pentru că, vă repet, anul acesta am pretenții de la băieți, pentru că dispun de un lot echilibrat, atât valoric cât și pe posturi. Vă spuneam, avem dubluri, iar această concurență este benefică pentru că până la urmă naște performanță. Până la urmă, Andy Pușcaș nu a mai rămas la Unirea Târnungeni, așa cum se specula în această perioadă de pregătiri. S-a transferat în Ungaria. Ce ne puteți spune despre acest transfer? Eu mă bucur pentru el, pentru Andy. Eu, să știți, sincer, preferam să joace în țară, în Liga a doua, pentru că Târnungeni este o echipă cu potențial. Acolo este o echipă din județul Brașov și putea fi văzut de echipe de Liga 1. Una peste alta, din informațiile mele și am stat de vorbă cu el, el este mulțumit, iar acest lucru mă bucură, pentru că trebuie să admitem și el a spus acest lucru, faptul că a avut un sezon bun aici la Reghin, l-a propulsat mai sus. Eu i-am spus, este în Liga 3 în Ungaria, dar trebuie să-și dorească mai mult. Îmi spunea că e o echipă cu pretenții de promovare în Liga 2. Să sperăm că echipa aceea va promova, sau să sperăm că fotbalul din Ungaria, vrând nevrând, e mai slab ca fotbalul de la noi deocamdată și ar putea să facă pasul chiar spre Liga 1, pentru că el are potențial. Repet încă o dată, eu îmi doream ca să rămână la Târnungeni, pentru că era în țară și poate era văzut de alți impresari, de alte echipe și putea să ajungă în Liga 1, dar sigur, din punct de financiar, el a ales Ungaria, este mulțumit cu perspective de a ajunge mai sus. Atâta timp cât pleacă de la noi jucători mai sus, vă spuneam, eu sunt, ca antrenor, sunt extrem de mulțumit, pentru că înseamnă că munca mea se regăsește și acolo, înseamnă că la Vântul se lucrează bine, pentru că altfel nu pot acești jucători să joace la un nivel superior. Ce părere aveți despre evoluția echipelor românești în Europa League? Este o bilă albă, ne-am calificat cu 4 echipe, coeficientul UEFA va crește, Europa încet își întoarce atenția asupra noastră, dar sigur este la fază incipientă, sunt fazele în care se joacă faze eliminatorii, ar fi bine să accedem și în grupele Europa League și Steaua sigur să intre în grupele Ligii Campionilor, pentru că acolo se joacă fotbalul adevărat, dar este o performanță de remarcat, de punctat, să sperăm că evoluția celor 4 echipe vor fi cea de adecvată și, cum vă spuneam, vor accede în grupele Ligii, pentru că acolo este bătălia mare, să intre în grupele Europa League sau în grupele Champions League. Acolo crește cota jucătorilor, acolo rețeta financiară este cea adecvată și sigur, eu sunt convins că obiectivul celor 4 echipe acesta și este. Este de remarcat în special Petrolul Ploiești, care a eliminat o echipă olandeză, să nu uităm că totuși școala olandeză este unde este, o echipă care, dacă nu mă știu, a terminat locul 5 anul trecut sau 4 în Olanda, o echipă foarte bine pusă la punct, cu buget adecvat, este o performanță de remarcat și sigur nici celelalte echipe, chiar Pandurii, care vedeți, a mers la Hapoel și are întors rezultatul, e bine, e o bilă albă și fotbalul românesc, să sperăm că va crește de la an la an, pentru că avem nevoie de expunere în Europa și să acești tineri jucători de care dispunem și noi aici la Ring, chiar dacă este orașul mic, să aibă exemple și să aibă modele competențiale demne de urmat. Te-a picat cu o echipă din Polonia, nu știu dacă ați văzut, cu Varșovia. Cum vedeți meciul? Să știți că eu zic că aveau alte, putea să pice mai bine, totuși polonezii au spiritul acela de luptă, sunt o nație care au avut echipe și au dat an de an jucători buni la marele cluburi din Europa, deci ca și atur la o echipă poloneză, eu pot să scot în evidență, în primul, mentalitatea și dorința de câștig și sacrificiul care îl dau în timpul unui meci. Sunt o echipă bătăioasă, eu sunt convins ca și valoare individuală sunt sub Steaua, dar Steaua trebuie să fie atentă și sunt convins că Reinkampf știe ce trebuie să facă în cadrul lotului. Steaua este peste Legia Varsovia, e clar, dar vedeți că în fotbal de multe ori nu contează valoarea individuală a jucătorului, contează echipa. Și sigur, eu prevăd o dublă de foc, pentru că, mă repet, polonezii la ora actuală și la nivel de națională nu putem spune că au rezultate deosebite, dar sunt o nație care sunt obișnuiți, ca și echipele din spațiul ex-Iugoslav sau sovietic, care pun foarte multă ambiție, au atitudine și au mentalitate, sunt ingrediente extrem de importante în fotbalul actual. Jocul care echipe v-a impresionat cel mai mult?
De la noi, de la... Dintre toate Chipre și Europa League și Steaua? Eu, din punctul meu de vedere, o surpriză plăcută pentru mine este Panduri Târgu Jiu. E o echipă foarte bine articulată, o echipă care are o tranziție ofensivă fantastică, la recuperare joacă fantastic, joacă direct, dacă vă uitați, folosesc foarte multe mingi în termeni fotbalistici, între linii, joacă mult, verticalizează, pleacă, atacă spațiile libere. Este o echipă care ajunge la poartă din 2-3 pase. Îmi place foarte mult. Pusta este un antrenor, nu degeaba este matematician, este un antrenor foarte bun și unde a mers, a lăsat Meriașul, a plecat la Panduri și vedeți că se pune amprenta. Vedeți că un antrenor poate să-și pună amprenta asupra jocului unei echipe, dar sigur, să nu omitem un fapt, totuși Panduri au jucători buni, jucători de certă valoare. Și sigur, antrenorul contează. Deci, ca să vă rezum, vă spun că Panduri m-a impresionat prin modul de joc, ca organizare și, vă spuneam, pe tranziția aceea ofensivă, în momentul recuperării ce repede ajung și câți jucători aduc în fața porții. Asta înseamnă să ai o tranziție pozitivă, adică în momentul recuperării să ajungi la poartă, iar pe pierderea mingii imediat să te regrupezi. Mulțumesc.